salutare, bună dimineața și Crăciun fericit, pentru că încă e Crăciun, astăzi e 26 decembrie, a doua zi de Crăciun. Noi am făcut o pauză de la YouTube zilele trecute, am fost la Borța, am făcut mâncare acolo, am petrecut în familie zilele de Crăciun. Iar astăzi am plecat la plimbare, vom merge până în zona Brașovului, unde o să petrecem două zile la invitația unui prieten. Așa că noi suntem deja pe autostradă, suntem aproape de Sibiu, o să mergem la o cabană undeva în zona de munte. Noi sperăm să fie zăpadă, deși la cum se vede pe aici, slabe șanse. Invitația a fost făcută de prietenul nostru Silviu Petrescu, așa că urmează câteva zile în care vom găti mult, asta e clar. Eu mai puțin, Silviu mai mult. Eu cel puțin știu că voi degusta foarte multe preparate făcute cu măiestrie de Silviu. De-abia aștept să ajungem, de-abia aștept să ne întâlnim și să petrecem câteva zile în compania lui. Nici pe crestele Făgărașului nu prea e multă zăpadă. Din păcate, anul ăsta e cam fără zăpadă, așa că nu fac speranțe nici în zona Brașovului să fie zăpadă. Asta e, un an fără zăpadă. Atmosferă mai de iarnă aici înspre Făgăraș. Aici e ceva mai frig, dar tot nu-i zăpadă. În momentul ăsta sunt 0 grade și chiciură pe copaci. Ne apropiem de Făgăraș. Întotdeauna mie plimbările prin România iarna mi s-au părut destul de triste. Nu știu de ce România pare atât de tristă iarna fără zăpadă. Vara e cu totul și cu totul altceva, parcă și casele sunt mai colorate vis-a-vis de verdele copacilor. Dar iarna mie mi se pare trist prin România. Ne apropiem de Codlea. Aici e ceață în fața noastră. Aici din Codlea o să mergem spre Râșnov și de acolo mai departe spre Pârâu Rece. Hai să vedem dacă pe acolo măcar e zăpadă. Urcăm spre Pârâu Rece. Destul de trist și pe aici fără zăpadă iarna. Nici urmă de zăpadă, nici pe aici pe sus, pe la Pârâu Rece. Coborâm înspre predeal, ce e jos, predeal. Mai avem 14 km până la locația noastră de astăzi, până la Bușteni. Doar că s-a blocat. Da. Mă așteptam pe undeva să fie blocaj aici pe Valea Prahovei, dar totuși ne gândeam că e totuși între Crăciun și Revelion. Dar se pare că aici e blocat tot timpul, așa că vor urma cred că vreo 2 ore în trafic, după cum ne zice Waze-ul. Cam în 20 de minute am intrat și noi pe drumul național. Mai avem vreo 10 km, GPS-ul zice că mai avem 50 de minute. Fuh, asta e. Măcar uite, ai priveliște frumoasă. Stăm de 40 de minute, cred. Asta e Valea Prahovei în perioada sărbătorilor.
Până acum vedeam doar la televizor cum e pe aici de sărbători, dar acum avem ocazia să vedem pe pielea noastră. Vezi? E o experiență. E o experiență, da. Hai că ne mișcăm cât de cât. Cel puțin avem peisaj fain. Avem peisaj fain cu Caraimanul în față. Cam de o oră jumate mergem tot așa. Mai avem vreo 4 km. Deja m-a luat foamea rău. Sper să ne aștepte Silviu cu mâncare. De fapt sunt convins că ne așteaptă cu mâncare. Sper să ajungem până diseară ăștia 5 km. Am ieșit din Bușteni, am ieșit și din trafic. Să sperăm. Mai avem vreo 5 minute până la cazare unde ne așteaptă Silviu. No, că am ajuns în sfârșit. Silviu ne-a întâmpinat. Silviule, toate cele bune. Salutare, la mulți ani. Hai să vedem cum arată căsuța. La mulți ani și ție. De fapt, mai bine arătăm lumii cu cine ai așteptat decât căsuța. Mai bine. Aici căsuța mai târziu, da. Hai să ne prezinți cu ce ne-ai așteptat. Păi am făcut o zacuscă, cum zic. Mamă, ce bine arată. Adică un aperitiv cu de toate. Toate sunt făcute de mine. Foarte bine arată. Toate sunt făcute de tine. Păi da. Astea le-am văzut. Asta e cauta voi. Deci cu ăsta m-ai omorât la un moment dat când ai gătit. Pârjoale moldovenești. Alea din ce sunt făcute? Carne de porc și carne de pui, dar tocate foarte mărunt, de două trecute prin mașina de tocat. Aici avem cârnați de două feluri. Am văzut când ai făcut. Da. Și un culiță. Slăninuță, da. Zacuscă. Și o ceapă foarte dulce. Super, super. Și aici zacuscă cu ciuperci. Am adus și noi ceva cârnați de la Vorța. Uite. Ți-am adus și ceva în sticla ta. Am gustat deja, sunt negru la buze. Da, aia e e un lichior de cireșe negre culese de noi și făcut de noi. Are un gust pregnant de cireșe. Se simte, așa-i? Parcă și vișin, așa, o cireșe neagră. Păi sunt cireșe sălbatice, de fapt, cireșe sălbatice negre culese de noi de prin păduri. Mamă. No, hai să băgăm, că mie chiar mi-e foame, că am stat în trafic ore multe. Păi stai întâi să spună. Oare ce? Ai ce scrie pe sticlă? Da, am luat două. Să avem, așa la munte. Aoleu. Îmi arăta. Ramona tocmai a primit o căciuliță foarte frumoasă. Uite. Și eu am primit una. Dar ce e așa faină ca mea? Nu e așa faină ca a ta? No. Silviu ne-a arătat pe aici, a venit cu oale după el, cu celebra lui oală olandeză. Da, prezentatorul de cărbuni. Am cu aici cărbuni, cu disc. Discul. I-am zis, Silviule, tu ce ai de gând să ne umfli? Am înțeles că o să pleci într-o excursie așa mai lungă și da, trebuie să-ți aduci aminte de gustul mâncării românești, gustul adevărat. Ia uite aici, pe ăsta care l-am întopat eu până acum. Ăsta e umflat deja, mamă, da. Ce față are! Am mâncat 6 pârjoale. Ai de capul! 6 am mâncat. După aia am dat un cârnaș și nu l-am mai vrut. L-am dus după casă. Da. Păi cred că așa o să ajung și eu, să nu mai vreau mâncare. Îți dai seama că vin de la Vorța, deci nu vin... Deci nu-s chiar flământ. Ești mâncat. Dar oricum mi-e poftă de produsele tale și de-abia aștept să gust din ele. Ce avem aici. Mamă, avem jumeri în untură. Va fi greu zilele următoare, clar. Da. Dar de-abia aștept să gust din toate. Hai, ne apucăm. Ne apucăm. Dar... Eu de ăsta sunt cel mai curios. Pune puțin muștar. Ăsta era din organe? Da, eu de asta sunt curios. Ăsta e ăla din organe. Ăsta e leberul, nu? Ăsta e caltaboșul. Ăla e leberul. Ăsta e caltaboșul, eu l-am dat la mașină. Ăsta este leberul care l-am făcut la cuțit. Am înțeles, da. Uh-huh. Mie pe ăsta mi-era poftă, că ăsta din l-am organe. Văzut când l-ai făcut. Pune puțin muștar dacă vrei. Natural. E ce trebuie, clar. Dar vreau să le gust pe toate, no. Vreau să gust și din cârnați, vreau să gust din pârjoale. Uite, slana asta faină. Mamă, ce totul e bun. Le-au rând toate. Dar lebărul ăla
senzație. Merge, merge, ăsta este, ăsta, ăla era caltabor și ăsta e lebăru. A, caltabor. Ăsta e făcut la, la cuțit, mm-hmm. Numai la cuțit. Bucățele mari. Merge foarte bine cu muștea, să știu. Vezi diferența? Noi zicem lebăr la altceva. Da, diferă de zonele țării și de rețete, da. Așa facem noi. Extraordinar. Foarte bun. Uitați, pârjoarele astea, astea sunt făcute din carne de porc și carne de pui. Da, e o combinație, dar, asta e prima dată când o aud, sincer. Da, da, dar trecute de ori prin mașina de tocat ca să fie foarte fine. Ia gustă. Se trupesc în gură. Un fel de chiftele, de fapt, nu? Chiftele, dar porc cu pui n-ai mâncat. Niciodată. Mult usturoi, condimente. Vezi cât de fină este compoziția, da, vezi? Da, și... textura e... Textura și combinația de arome, uh-huh. E senzație. N-am știut că merge așa bine porcul cu puiul. Mâțu am mâncat șase de astea. Mamă, ce bune sunt! Mm. Uh-huh. Acum trebuie să le guști pe toate. Porcul trebuie să guști. Excelent. Da, după ce am băut ceva, am mâncat ceva, mergem să facem o plimbărică. Încă nu știu pe unde ne vom plimba, dar cred că mergem până în centru stațiunii Bușteni, că aici e o stațiune, de fapt. Eu zona asta o cunosc foarte puțin, doar prin Sinaia am mai fost la plimbare. Hai să vedem cum arată Bușteniul. Nesperat de cald în perioada asta, eu speram să fie foarte frig și zăpadă, dar n-avem noroc de așa ceva. Într-un fel e bine că mie nu-mi place frigul. Da, cred că abandonăm misiunea, pentru că până în centru mai avem mult de mers. Ne-am urcat pe aici, dar se pare că drumul e închis. Strada Independenței. Asta e. Strada Independenței este închis. Mamă, ce cântă cocoșul ăla, trebuie să... Cred că îl băgăm la oala olandeză pe cocoș. Hai, hai la oală. Da, mai bine mergem noi înapoi, facem focul la oală. Stăm la foc, gătim ceva. Pentru că în centru mare lucru oricum nu aveam ce să vedem. Doar trafic și cam atât. L-am pus pe Marcel la treabă, ia uitați. Eu am crezut că vine aici și cătește Silviu, dar nu. Nici vorbă, nici vorbă. Silviu e puturos. Trebuie să gătească, eu sunt ca Grinch, eu sunt ceapă. Cum e Grinch de Crăciun. Așa sunt eu și îl pun pe Marcel să gătească. Ramona la fel ajută, toată lumea muncește, numai eu. Ce ne-a chemat Silviu, să te pune la treabă. Da, da. Am tapetat oala minune olandeză lui Silviu cu ceapă, ceapă tăiată cam la 1,2 cm grosime. După instrucțiunile lui Silviu, eu nu m-am băgat, eu am făcut doar ce mi-a zis el. Acum punem. Ia uitați. Ia uitați ce e aici. E direct de la frigider. Uitați ce frumusețe. Da, o frumusețe, într-adevăr. Cu asta, cu cum zice chinezul, cu 8 straturi. Așa zice chinezul. Și punem, uite așa. Cu carne, cu slăninuță, cu tot ce trebuie, da. Așa. Punem acum și ceva condimente. O să aducă Ramona. Asta așa rămâne întreagă, da? Așa. Nu faci nimica. E atât de simplu. Aduce Ramona niște cartofi, punem pe de-a lungul, pun ceva condimente și asta este rețeta. La condimente eu chiar nu mă bag de data asta. Îl las pe Silviu. El e maestru. Fii atent. Aoleu, fulgi din aia de ardei, așa-i? Da. Aia de la Turcia. Da. Punem pe de-a lungul. Oi. Chimion. Așa. Praf de usturoi. No, eu ăla nu l-am folosit niciodată. Așa. Punem aici cartofi. Mamă, cum miroase praful ăla de usturoi. Da. Și cartofi doar spălați și atât, atât, da? Atât. Așa. Unde s-a pe lângă? Da. Să cum o să iasă. Mamă mia. Ok. Mă, și cam atât. O să mai punem porcul prieten bun cu berea.
O să mai punem o bere okay. pe acolo. Dar și niște atât. Sare, nu îi dăm niște sare? Ba da, ba da, ba da. Trebuie să dăm niște sare. Da. Și atât, o bere și o sare, atât. Operațiunea de aprindere a cărbunilor, eu n-am mai folosit așa ceva niciodată, dar o să-l urmăresc pe Silviu cum face. În dosane, punem aprinzătorul de cărbuni. Acum, numai. Ce-ai pus jos? Ce-s alea? Două scame de-astea. Sau, alea speciale fel, pentru cărbuni. La fel de bune, la fel de bine poți să folosești șervețel îmbibat în ulei. Ulei care l-ai folosit tu, care nu-ți mai trebuie. Am înțeles. Acum, brichete de cărbune. Da? Și vă arăt în continuare. Okay. Numai brichete folosiți. Am onoarea să aprind eu focul. Stai că nu prea se prinde. S-a prins. S-a prins? Da, da, e perfect. Este perfect. Așa? Și acum punem peste cărbunii. Aprinzătorul de cărbuni. Ia să vezi acum cum s-a prins singur cărbunii. Ia să vedem. Cam așa arată interiorul oalei olandeze. Eu deja m-am îndrăgostit de oala asta. Pentru că îmi imaginez că n-are cum să iasă rău în așa ceva. Capacul e, are cred că vreo 5 kg numai capacul. Oi. Ei, vezi? Da, fontă de calitate, vezi? Fontă densă, cu densitate mare, clar. Găsești pe EMAG la fel, poate mai mari, la un preț mai mic, dar... Altă calitate, am înțeles. Este altă calitate. Pui jumate din cantitatea de cărbuni pe care o punem noi și se arde înăuntru. Am înțeles. Deci trebuie ceva calitate. De-abia aștept să văd ce iese de aici. E, o să vezi. Aprinzătorul ăsta de cărbuni iar e o invenție genială. Deci efectiv se aprind singur, fără niciun fel de intervenție, doar cu acele două mici... Scame. Nu știu cum să le zic, scame. Foarte tare. Cred că s-au aprins cărbunii suficient. Ei, acum. Da, s-au aprins ca lumea. O treime din cărbuni. Îi punem aici. Da, îmi spunea Silviu că e foarte important. O treime numai merg jos. Da, o treime. Uite ce fain sunt. Și numai cărbun bricheta, neapărat. Da, am înțeles. Punem aici oala. Da. Așa, e cât și de două, cât. Și două, trei, uite aici, pe capac. Pe capac. Am înțeles. Uite așa. Deci, sincer, mie mi se pare incredibil cum cu o așa mică cantitate de cărbuni se va face tot ce acolo. În momentul ăsta, nu mai deschidem capacul, nu mai mestecăm, nimic. Nu mai facem absolut nimic. Trebuie acum să pleci la plimbare și asta este tot. Da, foarte, foarte ingenioasă oala asta. Hai să o lăsăm în pace, să vedem ce se întâmplă. Cam așa arată oala în momentul ăsta. Deja s-a întunecat de-a binelea. Se văd doar cărbunii și miroase în jurul oalei de numa. Da, mai trebuie să așteptăm, cred că vreo oră, până când va fi gata tot. Senzațional cum arată. O să aruncăm și o privire în oală, să vedem ce s-a întâmplat acolo. Silviu va lua capacul. Cam după 40 de minute. Mamă, deci tu vezi, ai avut dreptate. Tu vezi că s-a dublat cantitatea? Incredibil. Eu am zis lui Silviu, zic, carnea asta o să scadă la jumate. Ei bine, s-a dublat. S-a dublat. E incredibil. Pune-l înapoi. Mamă, cum miroase. Ținem legătura, clar. Ultimele minute cu cărbunii arzând. Foarte fain arată, foarte fain miroase. Deja nu mai pot de poftă, că de foame nu prea mi-e foame, dar poftă mie de numa. Dar asta e, mai așteptăm un pic.
Mai avem vreo 15 minute până e gata. Hai să mai aruncăm o privire în oală. Am aprins o lanternă. Hai de capul meu. Ce e aici? Cât de mult a crescut carnea, e senzațional. Ia uite. Tu te-ai să tai carnea, să fie, să se scadă la jumate. S-a dublat. Uite cum arată. Da, mai vreo seama, 20 de minute. Fii atent. Uite aici. Senzație. Crocant, senzație. Și înăuntru, carnea stăpește. Senzație. Mama mia. Deja îmi plouă în gură de numai. Ia uite. Atâta trebuie să faci. Să ai răbdare, să lași cărbuni să se stingă și altceva, nu știu, vezi de primare. Ultimele minute înainte de a mânca. Uite cum iese aburul pe aici. Nu știu dacă se vede pe filmare. Fierbe oala asta de cel puțin 2 ore, doar cu acești cărbuni. Mie nu vine să cred cât au ținut cărbunii ăștia. Mai un pic și mâncăm. Cam asta e treaba noastră de astăzi. Ai, încă fierbe. Ramona va veni imediat cu un platou să scoatem ce avem aici. Lăsăm un pic câteva minute fără capac. Dar vreau să-ți arăt. Ia uite aici, se desprinde carnea de pe os. Uite cum arată cartofii, uite. Ai. Și încă fierb, uite. Ia uite ce aici. Abia aștept să-mi pun o porție. No, a venit momentul să scoatem de aici, din oală. Ai, cum arată, Ramona a venit cu o tavă. Extraordinar arată totul. Mamă. Uite cum arată. Deci, efectiv, carnea când o gătești scade. Fii atent. E prima dată când văd că carnea a crescut, s-a dublat. Hai să punem și cartofi. Cartofi. Ai, eu cred că vreau și ceapă din aia. Da, punem toate. Ție un polonic să scot. Și încă fierbe. După, încă fierbe, da. După incredibil. Un sfert de oră, incredibil. Când am luat totul de pe foc, încă fierbe. Incredibil. Da. Cu adevărat, oala minune, da. Vai. Să scoatem tot, să mergem în casă. Fii atent. Uite cum facem cu un cartof de asta. Nu! Ăla-i unt gol. Da, unt. Ăla-i ca untul. Nu, fii atent. Și acum băgăm așa puțin ceapă. Nu! Băgăm puțin ceapă. Băi, de capul meu ce a ieșit. Gata, scoatem tot și mergem să mâncăm. Și mai pune ceapă, că și eu vreau. Pune, nu lăsa unt așa. Da, cu adevărat oală minune, n-am ce să zic. Așa. Uite cât sos a lăsat. Vai. Mergem să mâncăm, că nu se mai poate. Hai, poftă bună! Silviu a început să taie carnea, care se taie e și fără cuțit, cred că. Da, o tai cu furculița. Scuze. Nu-i nimic. Fii atent. Cartofii... Sunt unt gol, ca așa-i văd eu deja. Vai de capul meu. O să spun și puțină salată de varză. Lasă că o să iau de acolo, da? Direct. Bine, da. Bine. Mie nu-mi place să le combin. Ia uite. Cum a ieșit mâncarea? Senzație! Efectiv, se topește în gură pieptul ăsta de porc. Cartofii, nu mai zic. Varza murată, nu știu de unde a adus o Silviu. Extraordinar de bună. Totul e bun. Da, totul e bun.
Într-adevăr, un regal de mâncare. Mulțumim, Silviu, pentru invitație, mulțumim pentru masă, totul extraordinar de bun. O să închei aici acest vlog, vă mulțumesc mult pentru că mă urmăriți. Vă mulțumesc pentru că v-ați abonat la acest canal, mulțumesc tuturor membrilor și tuturor celor care ați donat pentru susținerea acestui canal. Pentru cine nu știe despre canalul lui Silviu, o să las link în descriere cu canalul lui. Vă recomand să intrați, rețete senzaționale, rețete nemai văzute. Eu cel puțin am găsit acolo unele rețete pe care nu le-am mai văzut niciunde. Totul extrem de curat, făcut extrem de gustos, cu bun simț, cu bun gust, exact așa cum trebuie să fie. Până la următorul vlog, de aici din Bușteni, suntem, nu? Bușteni, da. Eu vă spun la revedere!